această seară la Radio Easy. Eu sunt Ciprian Cucu, așa cum teoretic v-am obișnuit ca în fiecare joi seară, numai că din păcate în ultimul timp nu s-a mai respectat regula. La emisiunea Privește și Observă, unde teoretic este o emisiune de dezvoltare personală dedicată tuturor oamenilor din toată țara. Astăzi, teoretic, vorbim despre un subiect care este în principiu la prima vedere și auzire pe plan local, însă vom vedea că este o idee, un concept care totodată poate fi valabil și pentru alte orașe și vom vedea de fapt despre ce este vorba în amănunt. Înainte de toate, trebuie să anunțăm că ne puteți urmări și auzi live pe pagina de Facebook a radioului respectiv Radio Easy, cât desigur și pe pagina mea personală Ciprian Cucu. Lângă mine în această seară am o invitată care reprezintă Federația Tinerilor din Bacău. Este vorba despre Anca Silaghi. Bună, Anca! Bună, Ciprian, și bună seara tuturor! Mulțumesc foarte mult că m-ați chemat aici. Mersi și eu că ai acceptat invitația. Anca, mai exact, hai să vedem, pentru că desigur pe tine te cunoaște, te cunosc persoanele apropiate ție, dar publicului larg acum, cei care se vor uita și care nu te cunosc, practic ce reprezinți tu ca entitate publică, dacă putem spune asta? În prezent sunt elevă la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu și voluntară Federației Tinerilor din Bacău. Am doar rol de voluntar acum. Ok, nu-i problemă, rezistăm. Haideți să vedem, te-am chemat astăzi pentru că practic am înțeles că ești inițiatoarea sau cel puțin te ocupi de proiectul care se intitulează Biblioteca Vie. Exact. Da. Este pentru a câtelea an în care se organizează? În Bacău, Biblioteca Vie cu tema Viața de Student e în a doua ediție. Deci practic am fost și în a prima și în a doua de la început. Ok. Ce este mai exact biblioteca asta vie? Care e conceptul? Hai să vedem în primul rând ce înseamnă și apoi, desigur, cui se adresează. Sigur, Biblioteca Vie, ca și concept de eveniment, este un eveniment, o activitate care aduce în fața oamenilor, în fața cititorilor, cărți vii. Și ce înseamnă, de fapt, cărțile astea vii? Sunt oameni cu diferite povești de viață care reușesc să fie citiți de oamenii care vin la eveniment. Biblioteca Vie, Viața de Student, aduce în fața elevilor băcăuani studenți din diferite domenii din facultățile din România. Ok. Deci, cu alte cuvinte, să înțeleg că se adresează elevilor, în principiu? Exact, da. Ok. Hai să o luăm și mai disecat. Practic, e un eveniment în care am înțeles că chiar în bibliotecă se organizează, nu? Da, în biblioteca județeană, da. Ok. Iar acolo vor fi prezenți niște oameni care sunt studenți sau au terminat anii de studenție. Exact. Corect. Anul acesta sunt 30 de cărți. Ok. Din diferite facultăți din România, după cum am spus. Ca să înțeleagă lumea, aceste cărți vii, teoretic sunt oameni care au terminat. Exact, sau studenți, actuali studenți sau sunt și câțiva care au terminat. Și au fost denumite de altfel cărți vii, tocmai pentru că este o activitate de interacțiune, nu? Între cei care termină liceul sau cei care încă sunt la liceu. Și tocmai pentru a afla până la urmă cam care este viața de student și ce înseamnă facultățile din diferite părți ale țării. Exact. Spune câte cărți vii sunt anul acesta? Avem 30 de cărți 30, vii. 30 okay. De studenți sau foști studenți din diferite domenii, exact. Okay. Practic, tematica evenimentului numește acești oameni niște cărți vii pentru că ei au adunat deja puțină experiență și pot fi citiți. Noi asta credem, că oamenii, pe măsură ce cresc și cresc în vârstă și adună experiență, devin niște cărți. În esență, toți suntem niște cărți. Cam asta vrea Biblioteca Vie să spună. Ok. Desigur, sunt și oameni care poate vor să facă o a doua facultate sau să se reorienteze și până la urmă, aceste 30 de persoane, ca să înțeleagă cu toții, sunt toți din Bacău sau de unde sunt mai exact? Am căutat studenți care au plecat din Bacău, din liceele, din județul Bacău, pentru că nu sunt doar din oraș, care au plecat în țară. Nu avem momentan din universități din afara țării, dar sunt oameni care au plecat din Bacău. Dar învață... fac diferite universități din toată țara. Exact. Da. Tocmai pentru că a fost deja o activitate anul trecut. Anul trecut, de curiozitate, câți erau? Au fost 11 sau 12 cărți. Ok, deci exact. Acum am mărit domeniile biblioteci. Exact. Super.
Care a fost feedback-ul anul trecut? Am avut un număr de 120 de cititori care au venit. Am primit un feedback destul de bun, de productiv. Elevii chiar aveau nevoie de așa ceva. Aveau nevoie să aibă contact cu persoane care deja studiază ceea ce vor ei și să răspună dacă într-adevăr este viață după medicină, dacă într-adevăr teatrul este o alegere bună sau nu și tot da, așa. Da. Ați reușit să păstrați contactul cu acele persoane care au venit să citească de curiozitate, nu știu exact care este procedura, să se vadă la ce facultate au intrat sau dacă lucrul acesta a impulsionat oarecum alegerea? Sunt. Avem cărți anul ăsta care au fost cititori anul trecut la Biblioteca Vie și acum vin în calitate de student și chiar sunt foarte curioasă și eu să le citesc, să văd dacă într-adevăr asta și-au dorit sau dacă i-a ajutat cumva Biblioteca Vie. Ce așteptări aveți pentru anul ăsta? Dacă anul trecut au fost 120 de persoane, practic fără așteptări pentru că nu era nimic în trecut, acum vă gândiți la un număr, ținând cont că și numărul de cărți a crescut? Nu aș vrea să spun un număr concret, pentru că, bine, de obicei merg pe ideea să de a ne depăși așteptările, dar având în vedere că avem și mai multe cărți din mai multe domenii, elevii cred că vor fi din ce în ce mai interesați. Cel puțin din cunoștințele personale, vorbind cu câțiva colegi de-ai mei, ei au spus că ar veni cu drag anul ăsta la Biblioteca Vie, pentru că, într-adevăr, sunt cărțile pe care ei și le doresc să le citească. Practic au de unde alege, nu? Exact. Okay. Ați încercat să înțeleg să acoperiți mai toate ariile. Chiar v-a scăpat ceva? Nu avem drept București, din păcate, pentru că sunt în sesiune în perioada în care organizăm evenimentul, deși ne uitasem puțin să nu existe perioada asta. Dar totuși Facultatea de Drept este o carte? Este din Iași, exact. Din Iași. Am înțeles. De unde vine cea mai departe carte? Cea mai îndepărtată? Pentru că, nu știu, presupun că Timișoara, de exemplu, ar fi cam... Nu avem, din păcate, nici în Timișoara. Da. Din Cluj avem. Din Cluj. Avem câteva cărți. Ce da. Este în Cluj, de la Cluj? Ce vine de acolo? Avem sociologie. Sociologie. Lucian Troinea. Mm. Avem Andrei Candet de la informatică. Avem, sper să nu uit ceva, îmi pare rău, bestsellerurile mele preferate, dacă vă omit în acest moment, dar există informatică, sociologie. Ce mai avem? Uite, ca să te ajut, de fapt, mi-aduc aminte că tocmai ai spus de Cluj. Îți precizam la început când am vorbit pentru activitatea de anul acesta, pentru că acum fac și un anunț pentru cei care nu știu, și eu voi fi o carte vie acolo. O carte cu două volume, după cum mi-a plăcut să mă auto-intitulez. Asta pentru că am terminat aici în Bacău științe economice și facultate și master în domeniul de marketing și comunicare în afaceri, iar acum urmez studiile de psihologie de la Iași. Da, interesant a fost faptul că îți spusesem că am ținut legătura chiar cu unii, dar am ținut legătura chiar și cu o carte care era de la Cluj de anul trecut. Era vorba despre o fată, Adelina Sabău, dacă ți-o n-o cunoscut. Da. Era conservator, da, la pian. Și da, ea mai mult era citită de cărți. Pentru că, de fel, da, fiind o facultate cu vocațională, nu prea sunt atât de mult interesați precum celelalte studii. Dar, uite, când am fost la Cluj anul trecut, chiar ținând legătura cu ea, m-am și întâlnit atunci când am fost și apoi m-am întâlnit și cu o cititoare care plecase de aici din Bacău. Am înțeles că și ea a fost prin Federația la un moment dat, Nicoleta Dorneanu. Exact, da. Da, da, ok. Și uite că s-a legat și anumite cunoștințe, poate chiar prietenii, și cu siguranță nu am fost singurul care a pățit așa ceva. Deci, până la urmă, este un eveniment și de socializare și de cunoaștere, atât a facultăților în care na, te-ar interesa să le urmezi, cât până la urmă și a oamenilor, după cum ai spus și tu, pentru că aici pot să atest faptul că fiecare om este o carte care poate fi citită. Mai ales după chip, nu-i așa? Exact, exact, exact. Evenimentul de data aceasta am înțeles că va dura chiar mai mult decât anul trecut. Exact, l-am mărit cu o oră. Deci va fi cât în total? Vom avea 4 ore, de la 11 până la ora 3 după amiază. Deci de la 1 la 11 până la ora 15, practic oricine poate să vină, nu este un eveniment gratuit. Exact, este, da, intrare gratuită. Da, este bine de specificat. Unde, ce se întâmplă mai exact? Hai să vedem. Intră un om acolo și... Deci să vedem da, exact, mersul parcursul, unui cititor. Da, da. Eu, ca cititor, intru în bibliotecă, sunt întâmpinat de doi voluntari super drăguți care îmi vor explica ce cărți avem ediția aceasta.
Ajung la recepție, unde voi fi programată, și îi precizez bibliotecarului de la recepție cam ce aș vrea eu să citesc. Nu spune dacă este liber sau nu și dacă într-adevăr nu este nicio carte liberă din ce am ales eu, îmi va recomanda una care va fi liberă și chiar merită citită. Îmi aștept rândul și voi avea apoi 20 de minute să vorbesc cu cartea pe care am ales-o. Ok, deci ai 20 de minute la dispoziție, exact. Maxim. Nu ești obligat să stai tot 20. Nu, bineînțeles, nu. Dar desigur se poate și lungi timpul ăsta? Exact, poate ajunge până la 25 de minute sau dacă nu este foarte ocupată 30-35. Depinde și cât de solicitată e cartea respectivă. Exact. Am înțeles. Ok, deci cu alte cuvinte, uite, da, ca să fiu încât mai clar, dacă eu, de exemplu, mă interesează sociologie, că tot vorbeam, da? Și să zicem că nu este doar un singur student, presupun, de la sociologie, nu? Nu. Ok. Nu. Deci să zicem că sunt vreo 3 cărți, dar cu autori diferiți. Exact. Exact. Și văd exact ce mă atrage, nu? Și dacă, de exemplu, cartea, să zicem, sociologie, ia și dau un exemplu, este liberă, mă duc, dacă nu, pot să mă duc la alta și să mă întorc ulterior la cartea pe care am dorit-o. Se pot face mai multe programări deodată, imediat ce ajung la recepție. Deci nu ești obligat să alegi doar o singură carte, nu? Nu, bineînțeles. Poți să te plimbi prin toată biblioteca de cărți. Am înțeles. E interesant pentru că conceptul ăsta l-ați preluat de altundeva sau asta este o idee originală? De? Nu, bineînțeles, conceptul de biblioteca vie există, sunt mai multe forme. Sunt anumite evenimente de biblioteca vie făcute chiar și în afara țării cu diferite tipuri de persoane, cu trecuturi diferite, homeless people sau antreprenori sau chiar studenți. Noi am adaptat în funcție de nevoile tinerilor băcăuani din momentul de față. Uh-huh. Anume să fie puțin îndrumați spre o anumită facultate, să ceară păreri, să vorbească cu diferiți studenți care au plecat din Bacău și au ajuns acolo. Da, practic voi, Federația Tinerilor din Bacău, care este misiunea până la urmă pe care o aveți acum, extrapolând puțin discuția? Noi am lucrat în ultima jumătate de an pe strategia de tineret a județului Bacău. Acum încercăm pe cât posibil să vedem ce nevoi au tinerii, de fapt este și făcută o strategie deja, și să le satisfacem pe cât posibil. Adică principala nevoie, de exemplu, în ultima jumătate de an a fost un centru de tineret. Știm deja că s-au făcut câteva demersuri pentru a avea un centru de tineret. Și ce se întâmplă mai exact în centrul acela de tineret? Ce se întâmplă? Adică, de ce au fost atâtea demersuri? Ok, e un centru și ce se întâmplă mai exact? Ce activități acolo? Tinerii au nevoie de locul lor. Există foarte multe trupe de teatru în Bacău care nu au încă un loc să repete. Există grupuri informale de tineri care creează roboți sau se întâlnesc pentru o anumită temă și nu au un loc să își facă activitatea. Centrul de tineret, de fapt, asta oferă. Mai oferă săli de ședințe, săli de relaxare, Mai aveam câteva idei în minte, dar nu știu dacă e bine să dau încă spoilere, pentru că nu sunt concrete. Da, acest spațiu este dat în folosință deja sau? Nu, încă nu. Ok. Da. Trebuie întâi renovat și mai durează, nu sunt la zi cu toate informațiile, dar... Am înțeles, bun. Vom lua o scurtă pauză de un minut, maxim două, după care revenim tot aici. Așadar, nu plecați nicăieri, rămâneți alături de noi doar aici la Radio Easy.
Iată, am revenit din nou aici la Radio Easy, unde discutam cu Anca despre eveniment ce se va desfășura în Bacău, dar chiar uite, ca și de curiozitate, ca și, deci că nu-i corect să folosești așa, ca curiozitate, acest eveniment din ceea ce cunoști tu personal, se întâmplă și la alte orașe, în alte județe? Biblioteca vie ca și concept. Nu ca și concept, exact lucrul acesta de viață de student, da. Nu știu să se mm-hmm. întâmple și în alte orașe. Ok, deci practic oarecum este o idee care are și niște origini mai ale locale, Federației, da, tinerilor din Bacău. Exact, am da. Înțeles, da, e foarte interesant acest aspect. Deci de altfel, cei care urmăresc și din alte orașe, e o idee care poate fi până la urmă preluată, nu? Adică nu aveți... Cred că toți elevii au nevoie de puțină îndrumare și puțină mm-hmm. păreri legate de viitoarele. Da, eu mi-aduc aminte de mine, practic când eram în clasa 12 și trebuia să-mi aleg o facultate, doream prima dată să plec spre București, că asta era ideea, mulți dorim să plecăm de aici din provincie, dar ai mei nu au avut atunci o situație financiară care să mă susțină, așa că a trebuit să mă rezum la Bacău. Cu toate astea, cel puțin când eram eu, pe vremea mea, între ghilimele, informația nu era chiar atât de abundentă ca și acum. Ca idee, acum dacă dorești, dai buzna pe Google și afli mult mai multe detalii față de cum aflai atunci, dar totodată e altceva atunci când stai cu cineva de vorbă deja care exact. A trecut printr-o experiență în facultatea respectivă, care îți spune până la urmă nu doar noțiunile teoretice ce se învață, ci până la urmă și care sunt profesorii, care este mediul academic. Eu cred că asta e de fapt misiunea bibliotecii mm-hmm. vii, viața de student, să ai o părere personală a unui om care deja a experimentat. Pentru că eu pot intra foarte ușor pe site-ul universității, pe site-ul facultății și să văd, ok, ce mi oferă facultatea asta. Are un număr de 180 de credite, îmi oferă posibilitatea de a face master, doctorat și tot așa. Însă e altfel când deja vorbim cu cineva care a experimentat. Ce înseamnă un profesor de la Universitatea de... Da. Până la urmă fiecare site și orice cadru și, na, arată ce au ei mai bun. Și n-o la mod obiectiv, bineînțeles, exact. Da, exact. N-o să spun acum și minusurile. Pe când un student cu... E foarte interesant și tocmai pentru că eu unul aș face, tocmai ce dădeam exemplu de sociologie, poate pe mine mă interesează să mă duc la ea, dar aș discuta și cu ceilalți, pentru că depinde până la urmă și de persoană cum percepe da, tu ca student. O părere oricum nu e necesară să ia ca un adevăr, exact, da. Un adevăr general valabil, dar e bine totuși să vezi prin ce a trecut omul care a mers la teatru când părinții îi spuneau să meargă la medicină, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, să vezi cam cum a funcționat de fapt conexiunea asta. E ok la teatru? Poți să câștigi bani sau poți să nu câștigi așa cum se tot spune? Sau da. Există diferite... Chiar, care a fost cele mai căutate cărți anul trecut? Sau spre ce s-a observat că tind elevii așa să se intereseze mai mult? O carte foarte ocupată a fost cea de arhitectură. De arhitectură? Exact. Auzi. Înțeleg că au fost mulți de la artă care au venit? Sau? Da. Arhitectura, din ce am observat, este destul de căutată, mai ales în rândul elevilor din Bacău. O altă carte căutată a fost cea de la Politehnică, pe care nu am avut-o, din păcate, anul trecut, dar s-au îndreptat oricum spre megatronică, informatică, am avut ceva cărți din Bacău. Din ce mai știu și psihologia, am avut în schimb pedagogia anul trecut, n-am avut... Da, și au fost destul de căutate. Medicina, iarăși la fel, medicina. Anul acesta avem chiar două cărți de medicină. Ok, știu două tratate, nu? Știu că anul trecut ați avut pe cineva și din afara țării, când aduc bine aminte. Da, a fost. A fost un student Erasmus. Da, exact. Din Spania parcă, nu? Din o fată. Spania. Ok, anul acesta aveți și... Nu, din păcate nu avem chiar bestselleruri din afara României, dar de ce să nu fim puțin patrioti? Da, spune-mi mai exact, am înțeles că, nu știu, e un eveniment și după, nu? Sau acela nu trebuie spus? Ba, nu știu. Ok, atunci noi intrăm în detalii, dacă nu ești convinsă că se poate. Hai să vedem în cele din urmă, asta este singur, lumea acum, mă refer în general la federație, extrapolând puțin discuția din nou.
practic, ce alte activități mai sunt pentru județul acesta în acest an sau ce activități ați mai făcut? Pentru că, uite, eu, mă rog, am fost chiar și implicat ca, na, într-un astfel de eveniment și chiar și în altele. Dar mai sunt unii care nu știu exact cu ce vă ocupați, domnule. Adică, ce faci? Ce fac tinerii ăștia, mai exact? Federația Tinerilor. Da, Federația Tinerilor, ce anume, ce activități, practic exact. Bă, cu ce activități ați venit voi? Bine, știm că a fost capitala tineretului, desigur, au fost câteva activități acolo, dar s-a dus acest eveniment. Ce se întâmplă după? Noi mergem destul de mult anul ăsta pe politici de tineret. Asta înseamnă că vom continua cu evenimentul Agora Tinerilor din Bacău, organizat anul acesta, programat cumva prin octombrie-noiembrie, nu avem o dată fixă, însă anul trecut a avut un mare impact, pentru că am reușit să vedem exact problemele pe care le au tinerii din județ. Uite, chiar legat de Agora asta, observasem și eu evenimentul de anul trecut, dom'le, dar n-am înțeles mai nimic din descrierea de pe Facebook. Ce anume se întâmplă acolo la evenimentul ăla? Am văzut că a durat ceva, câteva ore. Exact. Ok, ce se întâmplă mai exact acolo? La Agora Tinerilor? Deci, cine vorbește? Cine sunt beneficiarii? Ce se întâmplă? Cine poate să vină? Nu știu. Poate participa orice tânăr. Okay. Orice tânăr din... Ce înseamnă tânăr? Hai ca să o luăm și altcumva. Care este vârsta unde este încă considerat tânăr? 16-35 de ani. Cam okay. Asta este vârsta în care se încadrează persoanele tinere. Și la voi în federație, care este predominantă? Predominant? Bineînțeles că predominant sunt liceenii. Ok. Din fericire sau din păcate, însă există și persoane cu o vârstă mai, mai ridicată. Da. Și revenind la Agora, este un eveniment care adună idei și încearcă să identifice nevoile. Practic, Agora ce înseamnă? E adunarea poporului. Ok, și ce, de exemplu, ce s-a constatat în urma ultimului eveniment? Care sunt nevoile tinerilor? Au ridicat mingea la fileu. Exact. Ok. Na, ce alte evenimente, practic, mai aveți? În plan pe anul acesta, de exemplu. Anul acesta vrem să facem și un târg de tineret. Acela ce impune? E o, din nou o adunare prin care tinerii pot vedea cam ce asociații există în județul Bacău și unde se pot implica, astfel încât domeniilor de activitate preferat să fie... Deci un fel de târg acolo, exact. De voluntariat, să spun. Nu înțeles, sună interesant. Uite, acum iarăși mi-a venit ceva în minte. Ai spus că totuși liceenii sunt cei mai mulți activiști în federație. De ce crezi că studenții nu se afiliază atât de mult? Pentru că, după părerea mea, nu am nicio statistică concretă. În Bacău ei deja merg pe ideea de a lucra part-time sau aș face proprii bănuți și nu prin voluntariat. Într-adevăr, cred că ar trebui noi ca federație și avem asta în plan, să lucrăm mai mult pe implicarea studenților și să le găsim într-adevăr activități potrivite lor. Încercăm să le aflăm nevoile, care sunt nevoile lor de studenți din județul Bacău și să vedem cum îi putem implica în federație, astfel încât și suntem convinși că ei au deja calitățile și abilitățile necesare să lucreze în federație pentru tineri, pentru ei, adică, numai că încercăm totuși să găsim și activități potrivite. Ok. Pentru că nu mai avem mult timp, vreau să ne întoarcem la discuția propriu-zisă de altfel, care a fost înconjurată în decursul acestei seri, și anume, vreau să întreb, tu anul trecut ai citit cărți? Am citit o singură carte, de fapt, pentru că am fost bibliotecar la început, am stat chiar la recepție și am putut observa valul mare de oameni care a venit, dar am citit o singură carte, Ciprian Cucu se numește, nu știu dacă îl cunoști, de fapt. Deci am avut onoarea să fiu singura carte citită de Anca, ok. Da, anul acesta sper să pot citi și eu mai mult. Dar pot să revii și pe la... Dar pot să reveni și la... Să văd cu ce s-a îmbunătățit, exact, care e noul, da, volum. Ce a mai adus autorul în plus. Exact, da. Și am rămas și cu câteva idei, mai ales din fizionomie. Ok, super. Anul acesta însă înțeleg că ai de gând la mai multe cărți, tocmai pentru că și totuși volumul este unul tot mai mare. Astfel de evenimente sunt deja gândite să se ducă și pe următorii ani?
Bineînțeles, mm-hmm. bineînțeles. Biblioteca vie, viața okay. de student, chiar este un eveniment care cred că va lua, va continua. Va, da. Va continua și se încearcă a fi organizat chiar de elevi. Da, e super. Și acum de încheiere tot la fel, tu ce urmează să faci cu viața ta? Pentru că ești clasa 12-a din ce am înțeles. Da, sper să mă lămuresc și mai bine la Biblioteca Vie. Aș okay. vrea să urmez informatica la Cluj. La informatica la Cluj. Este o carte de acolo? Normal că există okay. o carte de la... No. O vei citi? Voi citi, voi da, citi. Tu personal cunoști multe din cărțile acestea? Am avut Cum contact se face cu selecția de altfel? Am avut contact cu ei. Echipa de organizare, oamenii mai implicați în federație, de obicei sunt prezenți peste tot. Se dă un call de voluntari și ei sunt prezenți peste tot pentru că au grupul activ, foarte, foarte mult activ. Și dau mesaje, fac propuneri, uite, cunosc o carte de la medicină din București, oare poate veni la Biblioteca Vie dacă persoana este... Și de obicei cărțile sunt încântate, pot veni... Am înțeles. Da. Ok. Super, îți mulțumesc foarte mult, Anca. În concluzie... Când se desfășoară această activitate? Pe ce dată? Pe 16 februarie. Deci pe 16 februarie la Biblioteca Județeană, începând cu ora 13, dacă am înțeles bine. Ora 11. 11, deci uite, mulțumesc. Deci de la ora 11, timp de 4 ore, toți oamenii, dar în general mai mult tinerii, sunt prin planul acestei activități, sunt invitați să citească de altfel cărțile vii sau, cu alte cuvinte, să vorbească cu studenți care au trecut deja prin câțiva ani de studenție în facultățile în care ar dori ei să activeze astfel. Tocmai după cum am discutat aici, poți observa exact ceea ce înseamnă viața de student și ceea ce înseamnă cu adevărat studiul în știința pe care dorești să urmezi. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că ai acceptat invitația și sper să ne auzim cu bine în continuare și oricum noi ne revedem la Biblioteca Vie. O seară bună vă urez tuturor care ne-ați vizionat, numai bine, la revedere!